curzi rău cu emisiunea asta, că, că dacă luăm două zile așa mai pe liber, hai că să facem o oră jumate și o oră și un set la perfect. Te zic că miercuri e ziua ta, știi ce zic, și e multă treabă de făcut, mă înțelegi? Adică trebuie să cu platou, să aranjezi, să aia, că am dat telefoane, că să vină și aia, aia și e nasol. Adică ne încurci rău, un pic, acum. Și că, dar nu ne încurci tu așa, ne încurcă emisiunea că e lungă. Și eu dacă mai dispar astăzi și că mai răspund la un telefon azi mâine, dar tu te prinzi. Adică ia unde o fim ăsta? Eu nu fac, că sunt bine la burtă, deci nu dispar din alte motive. Dar mai cu înțelegi că mai cu asta. Hai, hai, repede, hai niște să începem. Doamnelor da. Și domnilor, două prietene frumoase și deștepte, Niculina Stoican și Irina Zoican. Bine v-am găsit. Face, da, face și face și mai rău. Ce face. Te parcă nu ne cunoști. Bine v-am găsit. Bine, dacă nu-i fac, ce ai face. Bine v-am bine găsit. Bine ați venit, doamna doctor. Stăm de vorbă cu un medic veterinar primar. Da, pentru mine a venit, pentru Bursuci. Adică din două puncte de vedere primar. Eu chiar n-am înțeles. Tata e medic și când mi-a spus că o să se facă primar, tata, l-am întrebat dacă a nebunit, cu alte cuvinte. Adică ce trebuia lui care e medic, da, să facă primar? Nu, el se face... Medic primar. Da. Ta doamna este și medic primar și primar. Întreabă, a văzut vreodată vreun bursuc în fața ochilor? A văzut vreodată vreun bursuc? Nu, dar sunt încântată. Uitați-o cum arată. Ați tratat un bursuc vreodată? Nu, dar pot să încerc. Vă rog, mulțumim. Dacă se poate să mulțumim din suflet. Să spuneți dacă îți vine, la cap nu mai am nicio șansă. Sufletește, începem cu sufletul întâi. Hai, e zdrobit, doamne, sufletul. Cine? Ai, lasă-mă că... Veniți, fetelor, încoace, că nu zdrobește. Orice până la suflet, că mi-aduc aminte. Da, așa vrăjește el. Așa vrăjește el. Așa, lângă doamna Niculina. Zice că are sufletul zdrobit, că poate să găsește cineva să-i la line. Exact. Să mă mângâie și pe mine pe codiță. Vreau să întreb, primul lucru și primul lucru, așa de frumos vorbește despre dumneavoastră, ceva de... Cum pot două fete să se înțeleagă atât de bine? Adică ce v-a legat? Ce v-a... Păi, înțelepciunea vieții ne-a legat în primul rând, că suna impresia că, uite, ne înțeleserăm bine așa... Din prima. Din prima. Nu. Mai avuserăm și noi, în tinerețile noastre, niște cătări. Diferențe. De atitudine. De ce? Păi, eu, dacă și eu cânt și ea cântă, mă gândesc că era concurența, da? Și atunci ne gândim... Și ați îndrăznit vreodată să spuneți una celelalte? Bă, nu prea... Da. Ai cântat frumos, da, dar să nu mai faci. Uneori, da, cred ne-am mai întâlnit așa... Da. Nu, nu, n-am ajuns să ne stricăm coafiurile. Nu, dar așa, din... Din vorbă în vorbă. Ne-am mai contrazis. Din vorbă în vorbă până la o ciorbă. Din vorbă în vorbă până la o ciorbă. Ați învățat să cântați ceva una de la cealaltă din repertoriu? Cum să nu? Sigur, sigur, cântăm una de la cealaltă. Și merge și în cap. Tot ce e frumos. Da. Mai ales că suntem din aceea zonă, din acea sat, exact, îți dai seama. Exact. Am crescut împreună. Ne leagă același lucru, aceleași valori. Am crescut la fel. Acolo la noi, la munte, părinții și bunicii sunt picuți mai aspri în creștere. Pentru ei, acasă este acolo unde te-ai născut, nu acolo unde îți câștigi tu existența și îți desfășori viața ta de fiecare zi. Acolo nouă ne spun obligat, dar acasă când veniți? Păi zic, suntem acasă. Nu! Acasă la voi. La țară. La țară. A, da, să deschideți poarta și să aprindeți lumina. Ce frumos. Hai că până la urmă e frumos. E frumos, da. Da, mama ta tot așa aspra a fost? Că eu nu o văd. Nu. Aspra așa. Nu știu. E vorba de reguli, reguli nescrise. Nu neapărat de asprimea aia în adevăratul sens al cuvântului. Uh-huh. Strictețe, dacă vrei. Da. Deci nu ai voie să-ți părăsești bunicii, părinții. Trebuie să te întorci acolo. Și trebuie să faci ce trebuie să faci. Nu e de ajuns că tu ai ajuns cineva în lume. Așa și? Ce legătură are? Nu, nu are nicio legătură dacă tu nu faci ce trebuie acolo, la tine acasă. Ce înseamnă ce trebuie? Ca să dezvoltăm puțin. Să ai grijă de gospodărie, să ai grijă de ei, nu? Să ai grijă de ei, să te întorci la ei, să le deschizi ușa, să casa să aibă viață. Să fii de sărbători. Întotdeauna. Noi niciodată nu cântăm de sărbători. De Paște, de Crăciun. De Sfânta Mărie, de Sfântul Ilie când ea are la ea în sat cram. Nedeile noastre e obligatoriu, e lege să fim acasă. Cu toții la masă. Case închise. Acum să revenim puțin și la doamna doctor care interpretează. Interpretați de când vă știți sau v-ați descoperit talentul ăsta încet, încet? Nu, la noi acolo, de când ne știm, cântăm. Adică de la 3-4 anișori, cred că fredonam prin casă cântecele doamnei Angelica Stoican. Asta este clar pentru mine.
Și sigur că vine dragostea de cântec și din familie, de la bunicul, de la tatăl meu. Cred că acolo în fiecare casă se doinește și se... Încă și acum, da. Vă pregătisem un joculeț rapid, așa, un joculeț sincer, da, nu se numește, vă rog. A, tu ești cu vrăjeala. Eu pun întrebările, dumneavoastră răspunde. Eu întreb, altcineva se face de băcănie, ca să zic așa. Să vedem, prima întrebare. S-a întâmplat să ajungeți la un alt eveniment decât la cel care trebuia, la care trebuia să cântați? Sau să prezentați eveniment? Sau să participați, da. Da? Da. Da. Și cum ați intrat? Bună ziua! Ce, da, Nicolea, eu am intrat, da, bună ziua! Nu, unde-i Mirele Mireasa? Da, noi suntem... Păi am venit... Nu, la noi nu. Păi zic, poate sunt surprize de la socrii. Vin socrii, nu. Mici, mari, nu, nu, nașii, nu, 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 nu. Doamnă, nu la noi cântați. Bine, mulțumesc, la revedere. Greșisem restaurantul. Exact, wow. Același lucru, exact același lucru l-am pățit. Eu m-am dus la nunta lui Andy Moisescu, m-am așezat la masă, nu scria nimic pe masă, a zis că așa o fi la ei. Am mâncat, am băut frumos. Când am văzut Mireasa, mi-am dat seama că nu e. Și nici Mirele nu era Moisescu. Și am zis că poate după ce am mâncat și am băut bine, ar fi bine să mă duc și la nunta la care trebuie. Și dar ai dat pe masă că ai mâncat și ai băut, nu te supăra, da, twice. Am ajuns la un restaurant unde erau două săli, parter și etaj. Am intrat, m-a pupat Mireasa, bine ați venit, ne pupăm, ne luăm în brațe, să facem și o poză. Zic eu, da, dar eu vorbisem cu soacra. Zic, dar soacra unde e? Vine soacra... Nu era aia. Cred că mi-a făcut cineva o surpriză. Păi zic, nu, că eu cu soacra am vorbit. Au stat, s-au gândit. A, nu, probabil trebuie să fiți sus. Da, da, Mireasa replică. Vai, și ce facem, că ne-am și pupat? Da, adică nu cântați acum și două piese la noi, da, să fie bine. Și pupat. Da. De cea mai tare... Fac programul și cobor, vedem mai târziu. Vă despup. Da. Cred că cea mai tare poveste am pățit eu, care am luat și banii. Am luat banii tot, aveam azi la nuntă, toată lumea și... Bună ziua, bună ziua, toată lumea a băgat în seamă, bravo, luați locul. Da. Ce, și avem Mirele și azi dumneavoastră? Zic, eu sunt bursuc. Și taraful? Care taraful? Zic, care taraful? Zice, păi, nu sunteți dumneavoastră Dan Bursuc? Oh, viața mea! E adevărat, am luat bani și pentru un taraf, doamne ajută. A, bravo, primit? Am primit, am luat. Întrebare. La o nuntă s-a întâmplat, nu contează cântați sau nu, invitate, da, să confundați Mirele cu Nașu? Eu da. Da, că eu nu-i țin minte. Eu am confundat și socru cu altcineva. Adică soacra a jucat cu un domn. Aha, și am trăiască socru, să trăiască soacra. Tot îmi făceau semn. Să trăiască socru, să trăiască socru. La un moment dat a venit Mireasa. Doamnă, nu mai ziceți că nu e ăla socru. Nu mai ziceți, lăsați așa. Da. Și soacra flirta sub ochii. Soacra făcea și ea ce se pricepea, că era soacra. Înțeleg. Aviz amatorilor. Da, da, da. La nuntă e caz. Ați luat vreodată ceva ce nu vă aparținea dintr-o cameră de hotel? Da. Papuci. A, nu, aia, aia nu, aia ți aparțin. Pernă, pilotă. A, ți aparțin? Da. Ce fraieră că mi-am făcut mustrat de conștiință. Halat prosoape. Da. Halatul costă 80 de euro. Da? Nu, da, nu. Deci am avut 3 acasă. Nu e furt, nu e adevărat. N-ai 3 acasă. 3 bucăți am luat. E ciordel. Pe vremea când se lăsa. Hai mă, nu știi tu. Atunci era când se dădea voie. Dacă te duci la majoritatea hotelurilor din lume, dacă pun un halat pe mine, vine până aici și el. Adică nu se... Nu se pune la el. Punez, știi? Și unde am găsit mamă de-l pe trece, băiatule, m-a luat halatul în brațe, am zis, ăsta e al meu, păcat de el. Și le-am luat. Adică Dar nu le-ai spus că face emisiuni cu mine? Nu. Adică știu asta, că m-a întrebat pentru doamna Teo, n-ați luat și am zis, ăsta e aia. S-a întâmplat să nu mai fiți lăsate să plecați de la un eveniment? V-au pus să cânte, să cântați sau să prezentați până dimineață? Doamne, dacă plecați și nu mai cântați 5-6 piese în plus acum sau... Nu. Asta s-a întâmplat să cântăm în plus. A, în plus, da, am mai cântat, dar să nu ne lase să plecăm, nu. Nu. Adică, bă, băieți buni. Joacă pe față așa. Bun. Ultima întrebare o am eu, dacă... Da. Veți fi acasă pe data de 6 iunie? Da. Pentru că avem eveniment mare legat de Tudor Vladimirescu, 200 de ani de la
de la Revoluție. Vă oferim și o invitație. Mulțumesc! Că poate totuși ajungeți pe 6. Primăria și Consiliul Local Balta, județul Mehedinți, invitație. Și zice așa, avem onoarea deosebită de a vă invita la manifestările prilejuite de celebrarea bicentenarului Revoluției de la 1821. Cam istoria Revoluției și legendă. La ce vin? Ce se întâmplă acolo? Asta? Da, la ce viu? Exact, la comemorarea a 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu are în satul Preșna biserica construită de el împreună cu Gheorghe Duncea. Acolo și-au legat, eu știu, o prietenie pe viață și se spune că este îngropată în fundația bisericii sabia lui Tudor și inelul lui Gheorghe Duncea. Sigur că... Dar ce se va întâmpla? Adică vor fi manifestațiuni artistice? Începem de dimineață, există castanul lui Tudor Vladimirescu. Așa! Și pentru că el a fost, s-a uscat de omonima care l-a prins și etc. etc. Noi vom planta alt castan. După care avem slujba de pomenire, care va fi cu toate fețele bisericești ale noastre de acolo din zonă, cu un alt preasfințitul Nicodim, cu binecuvântarea preasfințitului Nicodim. Da, de la Episcopia Strehaiei și Severinului. Perfect. După care o să-l avem pe Tudor Vladimirescu cu pandurii lui. Deci o să fie și un Va fi o ceată de panduri împreună cu Tudor. Vor citi proclamația. După care, acum o las pe doamna. După care, doamna Angelica Stoican va fi declarată cetățean de onoare al Comunei Balta. Este primul cetățean de onoare al Comunei Balta și, în sfârșit, iată, la un moment atât de frumos și este un cu atâta istorie în spate, cred că este momentul cel mai potrivit ca doamna Angelica Stoican și să primească acest titlu și eu sunt fericită că pot să fac acest lucru în acea zi. La fel de fericit dacă ne-ați și cânta ceva. Cu drag. Mulțumim din suflet. Doamnelor și domnilor, Niculina a zis că e mult mai important să cânte prietena ei astăzi, pentru că vorba aia e zi de sărbătoare, așa că să o ascultăm.